Cozile de la Consulatul Român din Chișinău nu se mai termină. Pe caniculă sau ploaie, oamenii stau cu sutele în rând pentru a perfecta o viză. Între timp, în fața consulatului, strada s-a transformat în adevărat iar maroc. Firmele de asigurări și-au instalat oamenii la câțiva metri de poarta consulatului, iar șoferii de curse spre București au parcat de-a lungul întregii străzi. Până la sosirea jurnaliștilor, de pe copaci au dispărut toate anunțurile intermediarilor care perfectează vize cu plată. Mă deranjează în primul rând programarea. Deci este imposibil să te programezi. Imposibil. Trebuie să plătești ca să te programezi. Nu știu, am încercat săptămâni în șir. După 12 până în 12, e imposibil. Există intermediari între toți acești oameni care stau... Păi, uitați-vă, scrie programare pe toate mașinile. Intermediari, milioane. Și cât se ia pentru... câți bani ce? Nu știu cât cer. Aproximativ. De la 50 în sus. 50 de euro, dolari? În sus, de la 50 de euro. Au cerut dumneavoastră? Nu, mie nu mi-au cerut, dar am. Noi pur și simplu nu ne adresăm. Pur și simplu am persoane, am cunoscuți care le-au cerut, au dat și 100 de euro. Și au plecat până la urmă în România? Au plecat. Membrii organizației neguvernamentale Hyde Park sunt deja protestatari fideli în fața consulatului român. În fiecare lună ei protestează față de ceea ce ei numesc discriminarea românilor din Basarabia. Până acum, de la autoritățile române, ați avut vreo reacție? Nu am avut nicio reacție, dar dacă să urmărim ce s-a întâmplat data trecută de pe data de nouă, au fost careva reacții din partea oficialilor, că vom lua în considerare ce se întâmplă, vom îmbunătăți situația, ne vom lămuri, dar nu s-au lămurit și nu s-a întâmplat nimic. De câteva ori au fost arestați chiar, inclusiv la vizita din această iarnă a președintelui român Traian Băsescu, care nu le-a acordat nicio atenție. Băsescu, trădător! Nu putem trece în România fără vize! Astăzi, reacția oamenilor din fața consulatului i-a mirat până și pe activiștii Hyde Park. Oamenii i-au aplaudat și au luat foi volante cu informații despre obținerea cetățeniei române și a vizelor. Oameni buni, cei care sunteți în fața consulatului, credem că nu e suficient faptul că se deschid vize pentru a intra în propria țară. Credem că ar trebui să deschidă mult mai rapid. Credem că cetățenia română n-ar trebui să o obținem prin umilință, ci pur și simplu să declarăm sau să facem dovadă că avem bunici născuți până în 40 în teritoriul României de atunci și doar să fie transcrise actele noastre. Protestatarii sunt de părere că dacă toți basarabenii ar da în judecată statul român, Bucureștiul ar fi impus să ia o decizie de urgență. Curtea Europeană s-a pronunțat că în timp de 6 luni de zile trebuie să se pronunțe deja guvernul României. Deci vă dați seama, dacă toți cei peste 1 milion, 2 milioane de cetățeni ar intrat în drepturile sale, deci cetățeni români, să știți că altă pâine s-ar fi copt aici. De această dată, activiștii Hyde Park au protestat simultan și în fața ambasadei române, unde au cerut demisia ambasadorului român la Chișinău. Ambasadorul Teodorescu declara la microfoane care funcționau mai bine decât al nostru că capacitatea consulatului de la Chișinău depășește cererea de vize. Minciună sfruntată! De ce mințiți, domnule ambasador? Și ambasada și consulatul sunt absolut ineficiente sub conducerea dumneavoastră, de aceea vă cerem demisia să vă luați papucii și valiza și mergeți la Timișoara de unde ați venit. Poate vi se găsește vreo funcție pe la prefectură, în diplomație nu mai aveți ce să faceți. V-ați făcut de râs la Chișinău, rușine, demisia! Mincinosule! Nici de această dată oficialii consulatului român nu au reacționat. Autoritățile de la București au declarat în repetate rânduri că legea română nu poate să iasă din cadrul Uniunii Europene. Petru Târguță, Iurie Cuțu pentru Cotidian.